Ne-am reîntors cu Cleduții, prima echipă ce a ieșit din show-ul America Express și vorbeam despre toate momentele și mai amuzante și mai puțin amuzante, ba chiar unele ce puteau să se termine foarte urât, tragic, vorbeam despre toate momentele, momentul în care ați fost amenințați cu arma, nu voi personal, dar ați fost acolo în situația respectivă. Puteam să fiți și puteați noi. Să fiți și voi, v-ați gândit în pentru o secundă că ați putut să fiți acolo? Pentru că e clar. Da, pentru că nu știu. Clar, eram în același... Ce v-a trecut prin minte în secundele alea? Hai că se spune că atunci când ești într-o perioadă de panică, când trece toată viața prin... Când s-a auzit împușcătura aia, să vă că e clar că a fost apogeul momentului, când s-a auzit împușcătura. Eu eram între vis, realitate. Am zis, prima dată când l-am văzut pe atacator că s-a dat jos pe motocicletă, toți aveau căști, nu le vedeai fața. Când l-am văzut că s-a dat jos cu pistolul la capul șoferului nostru, am zis, stai un pic că e glumă. După care l-am văzut că se îndreaptă spre mine și implicit spre Adriana să ia telefonul. Am zis, mamă, stai. Și atunci mi s-a am înțeles că e. Băi, ați crezut că e farsă la un moment dat, nu? Adică da, până în secunda care ați conștientizat că e real ce se întâmplă, da, noi eram, erați într-un soi de... Noi coborâsem, hai să ne căutăm cazare, să mergem, să colindăm străzile de aici. Eh, îți dai seama dacă vă prindeau pe vreo străduță mai așa, probabil că păi, era... Deci mi-a făcut foarte mare noroc că eram lângă dubă. Deci, și în bulevard oarecum, da, că era pe stradă pe care era lângă, faptul că eram lângă după asta a fost un mare noroc, am avut unde să ne adăpostim. Ce au spus părinții voștri când au văzut imaginile astea? Pentru că e foarte tatăl tău, de exemplu. Păi noi le-am povestit părinților, nu știu ce am pățit când ne-am întors acasă. Deja știau, dar nu văzuseră. Dacă eram acasă. Adică nu le-am zis să ia panicați înainte. Da, da, normal, când normal, eram, când am plecat de acolo în aeroport, i-am sunat, vedeți că am ieșit, o să venim. Nu le-am zis de ce. Dar pentru că dacă le-am fi zis... Dar când au văzut la televizor imagine, bănuiesc că s-au șocat... Au rămas șocați cumva și au retrăit altfel. Ei știau informația, noi le-am povestit și ei și-au făcut o așteptare. Știau că o să se difuzeze la un moment dat momentul. Și i-am pregătit un pic psihic. Ce a zis tatăl tău? Ce să zic, că doar și-a confirmat cât de nasol a fost. Bine că am scăpat cu bine. Da, adică... Ei au fost speriați când le-am povestit, dar văzând imaginile, le s-a amplificat emoția. Părinții tăi ce au zis, Edi? Au plâns. Au plâns, nu? Da. Deci nu v-ar mai lăsa să plecați în genul ăsta de experiență. Păi nu ne mai duce noi. Gata? Da. Nu. Dar uite, sunt curios. Bă, în altă țară. Uite, în Asia. Niciodată. În Asia ar fi poate mai blândă. Cum v-ați schimbat? Stai, te rog. Sunt curios. După momentul ăsta, care clar a fost groaznic de greu, a doua zi dimineață, sau ați mai dormit în noaptea aia, de fapt? Nu, a doua zi dimineață am avut cursa pentru ultima șansă în același oraș. Și a fost și mai greu. Am stat... A trebuit adică să zero ne menținem psihic. Cum? A dispărut motivația complet? A fost un moment în care ați zis, bă, gata... Nu complet, pentru că știam că n-avem ce să facem, știam că n-avem încotro. Și... N-aveam cum să plecăm acasă. Aveam un contract, trebuia să-l respectăm, așa până la urmă cum... asta era jocul. Era... Da, bănuiesc că psihica, așa cum zice și Cătălin, erați foarte... Wow. Erați down. Adică eram cu moralul sub pământ, nu se discută, dar... Trăgeați de voi greu, adică nu mai erați la fel de motivați, poate ca la începutul show-ului sau poate... Nu? V-au sunat prieteni să vă spună după ce au văzut imaginea asta, prietenii voștri apropiați, nu știu... Da. Să vă zic că, băi, fraților, voi chiar ați trecut prin ceva. Păi, da. Că lor n-ați apucat să le spuneți, sau n-ați apucat să le spuneți tuturor. Nu le-am zis la toți și au rămas șocați. Fanii voștri. Da, ne-au zis, eu dacă eram acolo, pățeam ceva, adică era super nasol, s-au pus ei în pielea noastră. Și ne-au întrebat, bă, cumva ceea ce am retenit. Chiar a fost pe bune și am zis, da, cred că nimeni nu și-ar fi... Nu s-ar fi riscat să regizeze o oricum s-a văzut pe fața ta, s-a văzut clar. Da, mai ales momentul în care plânge Adriana, adică e clar că nu e clar, fake. Dar până... Și am început să plâng instant, doar că m-am ascuns cumva după spatele lui, pentru că în momentul în care... Tu țipai, am văzut că țipai. Da, în momentul în care eu am auzit împușcătura, atunci m-am speriat cel mai tare, pentru că eram cumva jumătate în dubă, adică... Corpul meu era în dubă, ghiozdanul meu era, nu puteam să intru în dubă. Eu în momentul ăla am tras-o, nu mă știu, de da, exact, gule, despre asta spuneam mai devreme. A fost momentul în care ai tras-o după tras-o, tine în dubă. Am tras-o, a căzut peste mine și stăteam așa. Da, exact. Așa stăteam în dubă. Da. Ghiozdanul meu nu intra în mașină și de-aia am țipat de două ori. Am țipat toată pentru că m-am speriat de împușcătură și a doua oară pentru că eu nu știam ce se întâmpla în spatele meu. Și pentru că în momentul în care ați auzit împușcătura, v-a fost teamă ca nu cumva Adriana să fi fost rănită, nu? Da. Și ea să nu fi fost împușcată. Era scenariul ăsta.
Eu am temut să nu se bage după noi în după. Eu nu știam, nu am văzut, nu vedeam nimic efectiv. El a văzut tot. Eu așteptam, mă rugam, Doamne, te rog, scapă-ne de aici, termine cu bine. Eram, cum se vede pe imagini, șocat la 1000%, cred că eram. Și nu știam ce se întâmplă, nu înțelegeam de ce stăm. După șoferul nostru a revenit în dubă cu noi, Adriana a revenit. Pe șofer l-au dat jos? Nu, el era deja afară. Era deja afară. Da, noi ne pregăteam de filmare, să filmăm. Deci toată lumea era afară. Da, exact. Da. Și în momentul în care am văzut că și Adriana a intrat în dubă, am zis, Doamne, îți mulțumesc că nu s-a tras, nu a pățit nimeni nimic. Că nu e nimeni rănit, atunci, că de tras s-a tras. Atunci m-am calmat. Dar în continuare se auzeau focuri în spatele nostru. Uite, asta am discutat pe pauză și e foarte interesant și de povestit că nu s-a terminat aici. Echipa de securitate i-a urmărit pe cei... Pentru că trebuie... o parte din echipa de securitate s-au luat după cei doi, pentru că erau trei motocicliști, s-au luat după cei doi. Pe un motociclist l-a împușcat în picior, a fost împușcat în picior după o motocicletă, al treilea a scăpat. Noi... unul l-au prins, deci unul a fost împușcat în picior din trei, da. Și încă unul a fugit. A fugit, a scăpat. Așa am crezut noi. Unul din liderul securității din Columbia a urcat cu ceva de genul ăsta, un shotgun, cu noi în dubă, a zis trebuie să fiți safe, plecăm acum, mergem la hotel, nu vă mai căutați nicio cazare, e foarte periculos. Pe drum am zis că l-a întrebat în spaniolă dacă poate să împuște de pe drum să așa, nu. Eu mă rugam să se termine cât mai repede. Am ajuns la hotel. Noi, Doamne, îți mulțumim că am scăpat. Al treilea atacator ne-a urmărit până la hotel. Incredibil. Acolo a tras el. Cu toate că se trăsese în ei, cu toate că îi îndepărtaseră oarecum, da. Nu? Cei de la, cred că de la s-au... Și răzbunare, interveniția și poliția în momentul ăsta. Da? A venit toată poliția la hotel din orașul respectiv și cred că și din alte deci orașe. Deci mi se pare că povestiți așa un film, un film de acțiune. Exact, deci nu se pare exact că... ca în film. Deci exact. Ei s-au ținut, deci ăsta al treilea s-a ținut după mașina voastră. S-a ținut după și a tras noi. În aer cu pistolul? Da, a vrut să se știe, băi, sunt aici, e pe bune, pistoalele sunt pe bune, adică putea să tragă în orice moment. După care, mă rog, a intervenit securitatea, uite cum se vede aici. S-au luat după el, l-au urmărit, nu l-au prins și... Na, după aia am intrat în hotel. Și bănesc oricum ați făcut noapte albă, adică v-ați revenit foarte eu greu. Eu în seara aia, cred că n-ați dormit absolut cu greu, am stat cu producția, n-am avut, slavă Domnului, că n-am avut nevoie de doctor, ne-am calmat, dar o jumătate de oră tremuram, nu cum tremur de frig. Adrenalina aia. Tremuram. Adrenalina, da. Incontrolabil. Da, ea a plâns, cred că o oră. Am băut, de fapt, în noaptea aia, am băut, cred că, o sticlă și jumătate de vin ca să-mi revin, să mă calmez. Nu mai puteam, vreau să ies din starea aia, nu, vreau să mă calmez, să mă liniștesc, să Adriana? Uit. Cum exact. Era Adriana? Că până la urmă... E moralizat, îți dai seama. Toți voi... eram, și noi, și Beatle, cameramanul nostru, care era cu noi, adică toți cei care eram acolo, eram praf, efectiv. Adriana a avut, din câte am înțeles, a avut nevoie de doctor, pentru că i-a avut pistolul la tâmplă. Și, mă rog, ne-am liniștit și a doua zi a început cursa pentru ultima șansă. Voi erați deja, practic, terminaseră ultimii, nu? Da, știam da. Că... Ce s-a întâmplat până să ne spuneți despre șansa asta pentru ultima șansă, cursa asta? Ce s-a întâmplat pe parcurs? De nu ați reușit să vă descurcați absolut deloc. Ce v-a dat peste cap? Ce a fost până la incidentul cu pistolul, da? Până la... Pentru că sunt foarte multe discuții și foarte multe... Domnule, nu s-au descurcat, n-au reușit, n-au făcut, n-au drez, n-au nu știu ce. Ce s-a întâmplat cu voi? Pentru cei care se oprea și cera tot timpul de mâncare. Recunosc. Da. Zici în general sau în ziua aia în care am ajuns efectiv ultimii? Nu, în general. Uite, apropo de chestia asta, noi avem și un material pregătit ca să lucrăm cu materialul clientului. Okay. Puedo dare, puedo regalar due queste, por favor. Por favor, no tenemos dinero, por favor. Regalo, por favor. Por favor, no tenemos dinero, por favor. În momentul în care am intrat în cursă, primul lucru la care s-a uitat Edi și pe care l-a văzut a fost o tarabă cu ceva de mâncare. Adică nu mai pot să mănânc și mie mi-era foarte foame. Hai să tragem și noi un pic de noi. Nu, el numai mâncare vedea, numai mâncare auzea. Șansă. M-am dus în caut de mâncare. Simțea toate mirosurile deja de peste tot. Hola, señoras. Siamo a reality show da România. America Express. Ne puede regalar comida dulce, por favor? No tenemos dinero, no tenemos nada, es un reality show. Ne puede regalar un poco dulce?
Por favor. Mai dai și nouă niște viteză. Din disperarea de negăsit mașina, am zis să o luăm în toate părțile. Eu în timpul ăsta am găsit ceva dulce pe acolo, mi-a luat iar de mâncare. Ai văzut? Măcar dacă mai stăm, ne mai alimentăm un pic, mai prinde curaj. Ni può aiutare con un po' di succo? Però no. Ni può aiutare? Ma non tengo dinero. Ni può aiutare se un reality show? Por favor. Mi se făcuse sete după stat în soare. Aveam și apă, dar am să beau ceva mai bun. Disco paro. Mamă, 6. Așa ca să continuăm discuția și într-o notă mai fanii au început să se facă și bancuri pe seama, da, ta. Dacă Eduard... am avut material, stai că am mai pregătit niște material, vă las să vorbiți că... Da, e o surpriză pentru Eduard. Bun. Eduard s-a îndopat, nu? Da, primul bank pe care l-am și postat pe Instagram mi s-a părut foarte tare. Adică dacă s-au ajuns să se scrie bancuri despre mine... Băi, înseamnă că chiar ai făcut ceva tare, adică pe bune să se facă bancuri pe seama Eduard ta. Eduard s-a îndopat cu mâncare în toată America Express. Din experiența mea, atunci când te oprești să ceri de mâncare, să pierzi un pic de timp. Pierzi nu timp. Ți-a fost teamă că... Uite, de exemplu, tot mă dau exemplu pe mine, că am fost acolo, am avut o zi întreagă în care n-am pus gura pe nimic pentru că eram într-o cursă continuă. Nu, eu nu cred așa ceva. Da. Da, uite. Nu cred așa ceva. Mai pe cuvânt v-am adus. Haide-mă să fie frumos. Le mulțumim prietenilor noștri de la Gil, care au pregătit un platou cu de toate, astfel încât să vă săturați o dată. Uite, aveți pe alese. Băi, vă mulțumim. La Gil. Eu dacă aveam genul ăsta de masă la una din probleme din America, ajungeam în final. Stai mă să vedem. 100%. Stai să vedem ceva. De la ce ne-am luat, stați puțin că vreau și eu, adică nu știu cum să vă zic. Stai puțin. Eu oricum nu sunt foarte mâncăcioasă, așa că vă las. Mamă, cum ai fi cerut mâncarea asta? E bine? Cartofi cu murături, ce mai mult? Te mulțumesc de platou? Little, cum se zice mici în spaniolă? Micios, nu știu. Micios. Carne, îi ziceau carne sau pojo, pui. Bine, dar n-ați avut voi norocul ăsta. Ce mai e? Ce găseați? Ce reușeați să mai găsiți de mâncare așa din când în când? Distrus pe acolo, apucam orice. Hai, gata, dar parcă erau pentru noi. Cătălin Cazacu, vină încoace, mămică. Că voi n-ați alergat în asta. Hai timp să mănânci după aia. Drumul soarelui. Eu sunt singur. Merg, murăturile îmi plac. Există varianta ca de emoție și de stres să vii să fii făcut foame? Da, pentru că te aștepți când vezi un om slăbuț, cum ești tu, să nu mănânce foarte mult. Eu cred că tu ești rău de foame și cred că nu suporți și devii foarte irascibil, eu așa cred. Deci că sunt oameni care nu suportă să stea nemâncați, nu fac față. Nu am știut chestia asta despre mine, pentru că aici, în zona de confort, mănânci când vrei tu, mănânci ce vrei tu. Evident. E acolo, când s-a dat start cursă, ți s-a făcut foame. Venea foamea, cred că și de stres și așa mi s-a, nu știu, nu puteam să... S-a activat ceva, efectiv. Nu puteam să suport senzația și de foame. Și ce mi se pare tare și interesant, că ești la polul opus de Romica, de exemplu, care a venit chiar la noi zilele trecute și care spunea parcă că nu mânca cu orele. Păi da, exact și o explicație, da. Eu pot să spun că am și că el de stres din contrareacționa invers. Se explică. Faptul că cu cât ești mai slab, că lumea asta se antrenează înainte, se pregătește pentru a pleca, zici, domne, mă țin să nu mănânc. Când secretul este să mergi gras, ca atunci să aibă corpul din ce mânca. Gândiți-vă că un om normal arde cam 200-300 de calorii pe zi, zic bine? Mai mult. Dacă nu, mai 2000. Mult? Mai mult, vreo 2000. Noi ardeam 4000, da, pe zi. Și dacă nu are corpul, dacă n-are corpul de unde să ia, pentru că e slab. Păi de unde să iei? Că abia la Romica a avut de unde să ia. De câte ori vă oprați pe zi, de exemplu, să cereți mâncare? Pe post se vede ca și cum doar asta facem. Noi făceam efectiv tot ceea ce trebuia să facem, adică făceam misiunile, aveam mai făceam și locuri pas. Păi nu, că nu doar cereați, nu doar cereați, și mâncați, arătați, deci nu doar cereați, clar. Dar cei de acasă au impresia că noi doar ceream de mâncare, efectiv. Edi se oprea, de exemplu, cred că de vreo 16. Două ori. Nu, nici chiar așa, nu. Cred că maxim am oprit de 3 ori. Maxim, nu dar mai mult. Dar de fiecare dată primească de ceva de mâncare sau v-ați lovit și de refuzuri? Și de refuzuri. Da, foarte puțin. Și atunci ce făceai? Insistai? De cele mai multe ori oamenii erau foarte darnici și ne dădeau, să știi. Adică nu am avut o problemă la asta. Nu v-ați gândit, așa cum a spus și Andrei, că e posibil să pierdeți timp și că asta vă va dăuna și că veți ajunge poate pe ultimele locuri? Adică nu v-a fost teamă totuși de treaba asta? Sau foamea era mai importantă? De obicei, când mă duceam să cer, știam că nu durează mai mult de, să zic, maxim un minut. Și adică era așa era în drum okay. Și era ok, da. Pentru că, uite, invitații noștri de aseară ne-au spus că au probleme cu stomacul. Adică au avut, Da, 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 da. S-au constipat. În cazul vostru... N-am avut nimic.
Slavă deci, cerului, n-am avut nicio problemă. În afară de faptul că am avut niște pișcături oribile la picioare, de niște țânțărași, eram plină pe picioare. Era plină, uite, deci... uite și aici, în timp ce citeați proba, voi mâncați. Eram cu empanada în mână. Nu, nu se putea să nu mănânci o empanada, nu? Indiferent de probă și de ce trebuia să faceți. Da. Eu... Să nu luăm decizii la nervi, cum ar fi. Cel mai, ca să și răspund la întrebarea anterioară, că de aici ne-am mai dus în alte subiecte. De fapt, principalul motiv pentru care ajungeam de obicei ultimii sau pentru faptul că, de fapt că ajungeam ultimii și că probabil ne enervam și așa mai departe, este că ne enervam foarte des la autostop. Deci la noi a fost marele ghinion la autostop. Da, de ce problemă. Totuși? Că uite, înțeleg că la doi băieți să înțelegem de ce e greu să vă ia. Dar voi totuși ați un cuplu drăguț, erați tinerei. Nu există această regulă. Sunteți două fete, luați autostop, sunteți cuplu, luați autostop. Ce credeți că ați făcut totuși greșit? De nu prea lumea nici cum la voi. Ce s-a întâmplat? Nu erați foarte, nu știu, trebuia să mai băgăcioși. Că unii spun că erau în fața mașinii. Noi n-am făcut asta. Adică noi nu intram cu japca, băi. Iane. Dacă vreți, noi întrebam, și pe noi, vă rugăm frumos. Da, totuși la mâncare părea că totuși aveați curaj, știi? Deci... Știi cum e? În primele orașe, la început, pentru că atunci când distanțele sunt foarte mici între locații, e mai simplu să găsești. Că faci 10 minute, te ia oricine la 10 minute sau mai multe mașini. Da. Când se măresc distanțele la jumătate de oră, 40 minute, o oră jumate, două, e foarte atunci greu. Care a fost timpul cel mai mare pe care l-ați petrecut așteptând ca cineva să vă ia sau autostop? Încercând să găsiți o mașină? Ploaie. Am stat și 3 ore în ploaie la autostop. Da, într-o benzinărie. Da, nu trebuie să fie foarte fain. Nu oprea nimeni. Confortabil să stai. V-a dezamăgit chestia asta? V-a luat un pic din aripi? Da. Pentru că, într-adevăr, e un show în care contează foarte mult, cum să spun... Ești contra cronometru în permanență. Da, contează foarte mult partea morală. Contează foarte mult. Că dacă ajungi în cameră seara, oriunde te-ai culca și zici, da, mă, nu vezi că acolo sunt țânțari, acum nu avem de mâncare, ăia nu ne iau, ăia necutare, te-ai nenorocit pentru a doua zi. Adică existau momente de astea în care voi spuneați, da, mă, și ce dacă nu ne? Lasă-mă că mâine facem. Sau era scăzut tot timpul și... Asta a fost și rodul a ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Nu neapărat. Chiar dacă nu aveam tot norocul pe perioada zilei și, nu știu, să zicem că... Ia cu pâine, băiatul. Hai, poftă bună. Ia, te îți spun. Egal o comidă. Egal o ce-o fi, ia cu pâine. Asta e. Ai văzut ce greu e fără. Vă iubesc. Cine? Chiar dacă aveam anumite ghinioane pe parcursul zilei și chiar dacă... era foarte, foarte, foarte greu la probe. Încercam să ne găsim totuși o fărâmă de speranță, că hai că poate mâine avem noroc. Asta hai că zic. Poate mâine. Da, cine să ne găsim moralul? Cine îmbărbăta pe cine? Cine era mai puternic reciproc, din punct de vedere moral reciproc, în cuplu? Să știi când că... cădeam eu, mă ridica ea și invers. Exact. Da, a avut... Fiecare am avut momente... Ce mi s-a părut frumos la voi, indiferent de cât de greu ați trecut prin probe și indiferent de cât de demoralizați ați fost, de faptul că nu v-ați certat. Niciodată. Niciodată, adică sunteți unul dintre cuplurile care chiar nu s-a certat de-a lungul probelor. Nu neapărat pentru că ne-am pus asta în plan. Pentru că ați putut să izbucniți la câte ați pățit, tu ai fost și în punz de taur. Da. Adică ai trecut prin niște lucruri grele. Wow. Puteați să... Ne-am pus neapărat, vezi că mergem, nu ne certăm. Noi nu ne certăm deloc, nici acasă. Noi deci nu, ne respectăm prea mult. Și dacă în America Express, unde cred că a fost cel mai mare test pentru noi din toate punctele de vedere, nu ne-am certat și ne-am întors și mai împreună decât am plecat, cred că vă iubiți prea mult. Nu știu dacă neapărat de respect. Inelu, asta. Copil, cred că de dragoste. Dați înainte, gata. Dacă ați trecut testul ăsta, nu mai stați pe gânduri. Nu am făcut-o, mai avem copii, să vedem când.